Bună ziua, stimați urmăritori! Republica Moldova a început oficial negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. Un eveniment istoric pe care îl vom discuta astăzi cu liderul partidului nostru, domnul Renato Usatăi. Domnule Usatăi, bună ziua și vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur. Sunteți primul care nu citește de prompter introducerea. De am și avaz, mă ales vorbiți de valori europene. Punem un plus. Da, punem un plus. Cum credeți, Republica Moldova are șanse reale ca până în 2030 să devină membru a UE, precum promit cei din PAS? Și în general, cum vedeți viitorul țării în contextul relațiilor dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană? Deci, haideți să le luăm pe rând. Dacă rămâne la guvernare partidul PAS, Republica Moldova nu poate să ajungă în UE nici în 2082, nu când 2030. Deci tot depinde de, prima, cine va guverna țara, cât de calitativ va fi guvernată și cât de bine pot fi educați cetățenii, educați, nu că să învățăm noi și e bine și e rău, dar totuși spiritul național la noi, cetățenilor Republica Moldova, eu aș dori mai mult. Când astăzi la noi cetățenii nu reacționează la furtul miliardului, la furturile banilor din buzunarele lor privind schemele achizițiilor gazelor naturale și multe altele. Deci, noi când ne uităm în Europa, iar dacă s-a întâmplat vreo șmecherie de genul ăsta, cum ar fi schema cu gazele în România? Erau ieșit oameni în străzi, în toate orașele, ei n-așteaptă autobuz, se duci la protest. Cum a fost cazul colectiv, de exemplu, când s-a mobilizat? Foarte multe, da? Foarte multe, nu doar cazul colectiv. De asta, noi nu suntem gata astăzi și cred că va veni această zi, dar avem de muncit foarte mult și încă o dată. Este foarte important ca să nu vii și care să ne ducă înapoi la vreo 20-30 de ani. Și așa noi nu prea mergem înainte cu o viteză mare, dar să nu se întâmple situația, adică da, PAS guvernează țara prost, dar nici nu vii hoțomanii înapoi, că e o problemă și mai gravă. Știi? Adică contextul ăsta geopolitic a războiului din Ucraina oricum ne-a favorizat. Geopolitic ne-a favorizat pe noi, că datorind faptului, trebuie să recunoaștem, de asta ucrainenii o spun deschis, că noi astăzi am ajuns la startul negocierilor privind aderarea la UE din cauza că Rusia în mod oribil a atacat vecinii noștri ucraineni. Că altfel nu erau aceste, nici negocierile în 2030 nu se întâmplau. Deoarece eu cunosc foarte bine ce se întâmplă la Bruxelles. Îmi pare rău că critica europenilor guvernării noastre se face prin birouri și nu se iese public să toate pretențiile care le-am auzit eu din partea la mai multe state europene și din Parlamentul European și Consiliul Europei, ar fi dorit totuși să le facă publici. Adică PAS-ul e criticat pe la Bruxelles prin cancelarie? Nu, sigur vor le spune. Zici, băi, noi avem câțiva lideri a statelor deja europene care ne fac dureri de cap și ne fac dureri de cap foarte mari, dar voi cu așa comportament și cu marea luptă a corupției, reforme în justiție care au picat total, zici că voi să ne faceți dureri mai cap decât liderii și pe care noi avem și nu știm cum scăpăm de dânșă. În același timp ați declarat recent că în toamnă undeva vreo 2-3 deputați sau fruntași, n-ați spus deputați, fruntași ai PAS-ului o să fie arestați. Da. Asta înseamnă că, nu știu, restul sunt oameni buni sau justiția nu chiar liberă și nu independentă? Astăzi, chiar dacă avem și procurori de cu acte în regulă. Astăzi să aleg 2-3 jertfe ca să arăte că inclusiv e luptă cu corupția și în rândurile lor. Numai că chestia asta cu părerea de rău nu se face pentru a lupta corupția, dar doar pentru ca doamna președinte să arăte în campanie electorală pentru dânsa stați egal. Că, apropo, când am vorbit de Bruxelles, acolo o părut întrebare. Băi, băi, dar o singură întrebare. Toate țările, inclusiv țările, statele membre UE, există și la ei probleme, corupție, da, nu ca la noi, dar probleme există în pământesc. Da. Și cumva dosare penale spornesc și contra opoziției, dar în primul rând o prinesc după capa și ei care guvernează țara. Dar la voi nu știu de ce sunt dosare penale pe toate opoziție și nici unul pe un deputat, un ministru de-a lor și mai departe. Și bună, să vă seamă, și aici au făcut o leacă pro-europenești,
în ghilimele, adică că hai să închidem vă 2-3, tămași în campanie, ne ajutați la europene, să le arătăm. Dar nu minunați dat. Cunoașteți sau nu? Sau nu cunoașteți? Nu, ceva cunosc, dar nu vreau. Lasă-i, poate s-o răpca de lucru, știi? Tăți cam uși, dacă îi spun pe ăștia 2-3, apoi și lanț, știi cum îți zic, a, gata, gine, cunosc, eu îi dăm bătaia mai departe, poate despre el, știi? De atâta să-i ținem. Nu, cumva când vorbesc de, sau lumea când vorbește despre cine trebuie de restat din pas, cumva gândul duc la Andrei Spânu și eram curios dacă e vizat nu, sau Spânu, nu. Spânu trebuie să fie reținut chiar până la alegerile locale, nu mai vorbim de prezidențiale, adică uh-huh. pentru fapte vorbesc, nu pentru chiar au locale. Uh-huh. Mai pe scurt o să fie o toamnă fierbinte așa. O să fie, tac sincer, nu toamnă fierbinte, o să fie caz nebuni. Asta pe bune vă spun. A să fie casă de nebuni, deoarece mai multe acțiuni sunt planificate, chiar asta și am vorbit și public. Hai, peste 200 de persoane s-au dat la coordonare pentru a lipsi de cetățenii. Cetățenii Republicii Moldova. Da, corect. Păi nu se poate așa. Sunt pretenzii, demonstrațiile, la pușcării. Trebuie să le confiscăm abierile. Le confiscăm abierile la 3 persoane, dacă se demonstrează cumva și au furat statul, deja e scris acolo, pe neamuri, virșori, cum așa. Dar hai, pur și simplu, deci asta e, apropo, un gest din partea guvernării că sunt impotenți, adică nu poți face nimic, știi? Adică, având astăt puterea și tăte instrumentele, încercând de vreo 7 ori să ridici imunitatea lui Tauber, de 2 ori să-i dau voie să ducă în alegeri, 4 ori nu și apiar 2 ori da și mai departe. Adică și asta e ca un gest, știi, până la urmă că băi, n-am putut să le facem nică, dă văpșe să le luăm pașaportul că să nu poată nici candida, nici deschide conturi, nici a veni în țară, dar este și o altă chestie. Practica internațională, după cum eu știu, nu poate fi lipsit un cetățean de cetățenie dacă este cetățenie obținută prin naștere. Da? Adică prima și doi. Nu poți lipsi un cetățean de cetățenie dacă nu deține cetățenie încă unui alt stat. Că rămâne patrid. Că altfel sprinești ca priclucenie italianță în Rusie. Ți-mi minte unul pierdut pașaport? Așa trei italieni cu leu care... Da. Filmul din copilărie. Unii, așa la Suracu au zburat în avion vreo 2 ani de zile și nu prin ei nici o țară, nici țară, că n-avea pașaport, știi? Apășești la noi, adică și le luăm cetățenie, îi băgăm în primul avion care este și îi punem să zboare în prejurul planetii ca Yuri Gagarin, adică când astăzi, deci încă o dată, lucrurile stau foarte prost și asta este un semn de alertă pentru mine și pentru alți cetățeni din țară care ne privesc și care nu ne privesc, că poate să întoarcă oamenii care trebuie de mult să stăie prin pușcării, și astăzi poate să vii la guvernare din cauza incompetenței pasului și cum gestionează lucrurile în țară, nu de atâta ca o strategie, partide sau nu știu. Dar să vorbim despre prezidențiale. Dumneavoastră ați avut dreptate, cred că primul ați fost care ați spus că nu o să existe niciun candidat unic al opoziției. Natalia Morare a anunțat oficial că gata, ideea a ieșuat, dar a dat cumva vina pe Ion Chicu, spre deosebire de dumneavoastră, care l-ați învinuit pe Dodon, spunând că el negociază și cu PAS-ul și cu rușii și de aici nu s-a înțeles. Adică, cine îți credem acum, Natalia Morare sau Renato Usate? Dar eu nu vreau ca să credem pe unul pe altul. Eu spun tot timp și își cunosc. Pe mine mă doare un singur lucru. Când în politică politicienii în fața camerelor spun una, în viața privată, să-i spunem, știi, ori la un bar spun alta, și omul săracu e dus în eroare de peste 30 de ani de când suntem independent. Deci eu decis, doamna Morare, că e Chicu, s-o întrebați pe dânsă, dar pentru mine e clar altceva. Dodon din start au jucat acest joc ca să le arăte rușilor că băi, uitați-vă, nu există un candidat comun, de atâta vă plac, eu nu vă plac, dar trebuie să mă băgați pe mine înapoi că cu candidat unic nu merge operațiunea. El a murdărit la ruși și pe Stoianoglu și pe Vlah, adică că doamna Morare asta își spunea, Stoianoglu a ajuns să fie susținut de pe SRM și pe LDM. Da, dar nu e adevărat. Deci, Dodon când a venit la Moscova și i-a dus lui Stoianoglu, băi, e că eu sunt gata
susțin, dar partidul nu vrea, dacă compensați cumva poate strângem semnăturile pentru tine și te ajutăm și mai departe. Nu crezi, se duce la ruș, le spune că, băi, omul ăsta care azi nu vrea să vii la voi, să dă prisiaga, să mă crezi, discute cu voi și așa mai departe. Cum el așa e președinte de țară și așa mai departe. Adică el e, deci Dodon este polițian profesional care astăzi ei trebuie să participe în prezidențiale, prima, ca să o ajute pe Maia Sandu să câștige cu un mandat. Că el e cel mai bun sac de bătut pentru Maia Sandu. Că cu restul, doamna Sandu are probleme. Ia că îi luăm pe rând. Ei o criticat, o am văzut. Mai mult critic. Și în adresa lui Chicu și Vlah. Dar oamenii ăștia până tot de azi nu au niciun dosar penal. Din cât cunoaștem, nu. Ceva da. Irina Vlah are cu Aniu acolo, cu justificarea da, vierii, dar nu-i dosar penal. Da, adică pe alt, dacă era Vlah sau alt candidat din partea Moscovei, pentru Maia Sandu era o problemă. Adică trebuie să bățești cu ceva. Dar la Dodon pui încă o dată de două ori la ora de ras cu Leocu, mai sunt încă vă două, plus ei țin ascunse materiale din Ucraina privind implicarea lui Dodon în schemele legate de Energocom și eu vreau să-i spun pasul cu combinația voastră cu Dodon n-a să meargă, documentele astea să le public eu, dacă voi n-ați le publicați în timp apropiat. Asta e legat de dosarul penal care și se judecă. Da, și deși alt dosar Dodon se teme și al mai tare, el a negociat cu dâns să amâne expertiza cu Culeoc pentru la anul, asta pentru suporterile PAS, privet. Așa tare lupt PAS cu Dodon și cu restul. Deci, au făcut modificări în în legislație ca să nu poate fi tras Dodon la răspundere, atunci să-i minte cu dosarul penal, cu certificat fals, copil, astea. Au făcut modificări în legea, gata, nu e. Deci Dodon se teme de Energocom. Eu cunosc, serviciile ucrainene au prezentat un sac de probe despre implicarea lui Dodon și dacă nu greșesc acolo era 20-30% din banii care achitau pentru energie electrică, cumva cu participarea lui Dodon plecau în astea. Deci sunt probe date de servicii ucrainei serviciilor noastre. Uh-huh. Acum întrebarea mea pentru PAS, dar voi soveste aveți că Dodon, dacă toate aceste probe sunt reale, sunt probe că acest om s-a băgat în buzunar la oameni, apoi voi pentru a câștiga prezidențiale sunteți gata la orice? Asta cum? Păi eu nu înțeleg așa ceva în politică. Iată, eu am spus lui Morar, eu nu pot să merg cu Filaș cu Dodon la o masă, își discut candidat comun, nu pot. Și nici cineva nu a spus, dar știi de ce nu poți? De atât tu nu ești polițian. Tu te gândești ca om, dar în politică să accept tot. Adă-ți aminte cum s-a ședit Voronin cu Dodon 10 ani de zile, da, și da, predatel, da. Și l-a vândut. Eram în cabinetul doar de alături, nu cabinet de alături, camera de alături, când Filat i-a dat, nu mă țin mie, 300 de mii, 600 de mii, man, când l-a votat pe Timofte, adică, ia că e tătea este să iartă. Dodon am e fericit că, ca să înțelegi prietenia lui Dodon și Filat, știi care asta? Nu știm că sunt prieteni. Ascult, eu spun, Dodon i-a hotărât lui Filat întrebarea cu judecata când el am fost achitat. Și asta e amuz drugi de Doamne ferește. Dar cum putea Dodon să îi hotărească? Nu așa, nu, știi cum la noi în Moldova? Ești cu mătru, cu unul, cu altul, mai știi, oamenii au fost președinte, au mai numit judecători, adică totuși nu-i om, nu-i un șoban. Înțeleg. Și dacă nu hotără Dodon întrebarea, Filat acum trebuie să fie condamnat? Eu nu cunosc, dar știu că drujba asta pe dânși tare eu aprochet am, știi? Interesant. Adică că, eu nu pot așa juca. Și eu am spus, Doamne, nu pot eu cu aici doi șed la masă ca că nici ce bivala, înțelegi? Alții pot. De asta, cum joacă astăzi pasul cu socialiștii? Deci, tu înțelegi, ei deși azi, hai integrare europeană, hai în Europa. Numai că azi, ca să înțelegi, Dodon la Moscova deja au discutat și chestiile astea s-au discutat și la președinție și la conducerea partidului PAS, colaborarea lor pentru 2025, atent. La parlamentare. Da, nu, dar aici e foarte important. Deci, pentru 2025, Dodon a zis că el să nu fie, adică să fie acceptat de electoratul PAS-ului și așa mai departe, adică formula lor de coaliție pentru 2025, el a să facă un razvarot mai spre integrarea europeană
Și el zice că voi cumva pe mine las că eu știu cu gaz 66 sovietski, dar cumva să mă pune și mine alea la rulă la integrare europeană. Dacă o fac și asta e un. Asta să fie discreditare totală vectorului european. Deși eu mulți mă acuzau din 2014, chiar că usat îi ține cu ruși. Ребят, eu din 2014, de când eu sunt politic, cam tăți toate drapelele integrării europene, eu manifest toate drapelele din toate face-urile. La Polcien, Mihai da. Kempu, Filat, Plăhătun. Filă. Da. Pe urmă Plăhiș. Mihail Fiodorovici zicea la șticu, o, mai pus mâna pe oleac de solearcă la califerat, oleac de ulei, solat, un hotel, pe Brașov, pe acolo, tuda-sida, Mișca, știi cum e, самый мирный шмекер проевропейц. А ăștia, țara din scandaluri internaționale n-au scos-o și nu contează, că e furtul miliardul, că e la dromat, că e țigări, că e spirit. Am devenit, vedeți? Deci, eu nu pot accepta, dacă electoratul pro-european, lor le tot una, cine ține în mână drapelul UE, sau alții drapelul Unirii, știi, Uniunii. Băi, nici nu poate să-mi tot una. Deci, ta pe mâini, vine Grișa Bulgarului de la Moscova, e drapelul european, în cazul punem și pe Grișa de-am în fruntea integrării europene. De-am dacă luați pe Dodon, Dodon fără Grișa, nu face nici un pas din destea mai serios. Adică, băi, nu se poate. Sunt oameni care, într-adevăr, cred în integrarea europeană. Avem unioniști care cred în unire pe bune, dar eu nu înțeleg. Ia ca și care pe bune cred în valorile europene, unioniste, când lor le tot una și în fruntea... Eu înțeleg ce spuneți, că trebuie să iei atitudine. Când vezi integrarea în UE, integrare, dar când vezi scheme, trebuie să iei atitudine, trebuie să critici, da, trebuie adică să ceri corectitudine. Nu puteți să acceptați. Băi, главное că promovează UE, că la noi azi cam și se întâmplă. Băi, cu Europa și gine, îi votăm. Adică așa nu se poate. Uitați-vă la oamenii ăștia, uitați-vă și realizările oameni viață. Că sub drapelurile europene, la noi au fost ascuse mai multe hoții decât sub drapelurile Federației Ruse. Am dire să luăm tot ce s-a întâmplat în... Înțeleg, spuneți, da. ...te schemele în ultimii 30 de ani. De asta eu își spun asta, știi? Că zic, ia că am început negocierile. Ok. Da, dacă am început negocierile. Ребята, pentru ce referendum? Gata, sunt și puși negocierile. Din tăi... Dar apropo, ce să facă partidul nostru? Iată, Ion Chicu, partidul da. Dumnealui, eu, spune că e partid pro-european, dar boicotează referendumul. Iată, eu pot să răspund fix așa la întrebarea asta cu Maia Sandu a organizat referendumul. Digitați-vă. Iată, dumneavoastră, personal, cum credeți? Maia Sandu e pro-europeană? Eu cred că da. Și eu așa cred. Pe-acă uitați-vă, dacă dumneavoastră, într-adevăr, organizează acest referendum, nu pentru, e doar vrea să rămâi în istorie, că a dus Moldova în UE, așa spune dumneavoastră, corect? Nu spune, dar presupun că ar putea să aibă da, ambiția asta. Da, așa. Nu, dar și o spune, că noi trebuie să mergem. Nu, că trebuie, da. Așa. Deci, să înțelegem că integrarea în UE este obiectivul numărul 1, și a doamnei președinte și a partidului PAS, corect? Da. Așa. Domnul Ion, tăcă, ce s-a zis, uitați-vă. USAT îi promovează referendumul, dar să-l promoveze așa cum nu a fost promovat nici Eurovizionul, nici ședința ONU când s-a început războiul în Ucraina, nici summitul de la Geneva. Credem că pitetele întreg la capitolul ne asum promovare nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional a referendumului pentru integrare în UE. Să mă implic total. Cu sunt gru condiții. Maia Sandu nu candidez la funcție de președinte, dacă asta nu este scopul. Dacă asta nu este scopul, domnul Ion, nu, haideți pe bune. Dacă... Să rămâneți cu Dodon să vă nu, pe ce să rămânem? Dar pe ce nu mai sunt pro-europeni? Adică dumneavoastră spune că n-are nicio legătură alegerile prezidențiale în așa zi cu referendum pentru integrarea în UE. El spune că așa s-o prinde. Când da. Mâini pe mâini eu trezesc că să-i tochească pe Chicu, pe Dodon, care mai vorbesc de baicotare, și să le înclode pe aceeași pagină, ca omul să nu poate un buletin de vot să-l iei, altul nu. Asta îi poate să o facă. Nu îți faci așa. Ion, eu din 2014 vorbesc despre referendum. Da, eu după și s-a început războiul în Ucraina, nu pot vorbi despre colaborarea cu Federația Rusă așa cum am vorbit pe timpuri, să-i spun. Da? Orice om normal, da, cred că înțelege da, asta. Dar, în același timp, cu Federația Rusă, mă uit în șitșor, spaniole s-au întors. Ca să înțelegi, de exemplu, deci la dânsă era interzis procurere metalapracată. Metal. Din Federație. Deci,
Astăzi eu am început să fac o analiză pe țările europene și nu contează că e gaz, că e metale pentru construcții și așa mai departe, cruș lucrează. Deci noi astăzi avem niște... Deci eu nu pot astăzi... Aha, cam război cu FSB-ul, înseamnă că trebuie să-mi bag ciorul. Cât costă gazul pentru Moldenșa? Deci nu poți pui interesul personal mai presus decât interesul național. De asta eu consider președintele de țară astăzi trebuie să găsească o formă de colaborare în interesul cetățeanului. Deci asta trebuie să fie ca Constituție. Da. Eu înțeleg, dumneavoastră vă poziționați pe ieșchierul de centru, așa, dacă comparăm, este stânga, dreapta. Dar nu că mă dreapta, poziționez, haideți să așa să uităm. Uitați-vă, că alegerile prezidențiale, când am avut un rezultat foarte bun, că alegerile parlamentare în 2021, când am avut un rezultat rău, da? Deci că erau 17 în țară voturi, 17 în diaspora occidentală și peste 20, în unele țări, peste 40, adică eram pe locul întâi în republici foste sovietici. Da, da, da. Adică și arată că pe usat îl votează de asta spun că sunteți cam pe centru văzut. Da, oamenii m-au plasat pe centru, nu m-am plasat eu. Dar pe centru, la noi știi cum? Aha, pe centru ăștia vor să putănească. Și cu ruși, cu europeni, și cu bebeți. Azi, dacă nu poți piciorul în Pragă, eu asta o știu din afaceri. Poți să negociezi cu americani, cu europeni, cu chinezi, cu ruși. Tot timpul, dacă nu știi când spui piciorul în prag și când să apări și să întărești interesul național, apoi stai pe scara snaia cum și azi. Dar spre spunem că Renato Usati ajunge președinte. Care da. O să fie primele trei inițiative pe care o să le fac? Reieșind din atribuțiile reale ale șefului statului nostru. Așa, deci primul lucru care îl voi face, sunt obligat să organizez cât mai rapid alegeri parlamentare anticipate. Cum? Așa cum a făcut-o mai Sandu în 2021. O leac de Curte Constituțională, o leac de vorghit pe Lănesc din Opic și întreb, dar țara are nevoie de alegeri parlamentare anticipate pentru ca să scăpăm de acei care sunt incompetenți. Dar, repet, sunt unii deputați din PAS, unii miniștri, ia că țineți minte, l-am laudat, pe Popescu, pe doamna da, Dăbijă, Spătaru, știi? Adică, visul meu, să facem anticipate, după asta creăm un guvern din specialiști, nu contează, tehnocrat. Trebuie să recunoaștem care specialiști sunt în partidul nostru, poate să aibă niște oameni Năstas, poate să aibă niște oameni PAS-u, socialiști, nu Dodon, repet, dar socialiști. Da. Că astăzi nu mai așa putem să scoatem țara din... Un guvern de Uniune Națională, așa se spune, salvare națională. Eu ar spune un guvern în interesul cetățenilor, de am salvare națională, la noi cât mai frumos a sunat, cât mai rău era, știi cum? Deci de asta alegeri parlamentare anticipate prima. Doi, eu consider că după 30 de ani de haos, următorul președinte de țară este obligat să reintegreze țara. Noi nu mai putem azi da cu piciorul în găgăuș, nu mai putem da cu piciorul în cetățenii noștri din stânga Nistrului. Deci, reintegrarea țării astăzi, ca să-i scoți, că spun chiar ca șor cu guțul controlat. Băi, dar voi cu găgușul n-ați lucrat. Eu am lucrat în această regiune și am lucrat, apropo, foarte pozitiv, până ne susuit în cap cu 30 dosare penale, vă aduc aminte, toate orașele în găguzile câștigam eu. Covrace, Dărlunga, Vulcănești, Dudon și de undeva pe Abocenă și Boșe. Mânca grăunț. Deci, cu dâns spate lucrat. Dar asta trebuie să te ocupi. Fix așa ca cu Transnistria. Uitați-vă, la noi tot schimbă responsabilii de... Viceministru pentru reintegrare. Viceministru pentru reintegrare. Deci cuvântul reintegrare sună de-am ca... Principii și valori de patlajele. Nu, da, adică... Căruce. Nimic concret. Bun, dar care e soluția lui Renato Usati pentru da. Transnistria? Deci uitați-vă, noi prima trebuie să devenim atractivi pentru cetățeni. Și din stânga Nistru și încă o dată. Eu consider că aici trebuie la un pachet, la pachet de luat cu găgăuze, că azi unul, hai să le scoatem bașcanul, măi, hai să le facem așa, hai să le... Băi, băi, așa nimeni niciodată nu a obținut niciun rezultat. Nici în state unde era dictatură, nimic bun din asta nu ieșit. Eu consider că primul lucru, găgăușul a fost mințit, e ca una de întrebări care ne-o dat tot timpul. Domnul Sat, băi, tăi care au fost la noi, candidați,
în Parlament, la funcție de președinte, trebuie să ne-au promis 5 deputați pentru Gagauzia. Băi, trebuie să ne-au imaginat. Inclusiv Plahotniuc le-au promis. Le-au promis Dodon și tot așa. Închipuiți-vă că este Krasnoselski, da, în Transnistria. Este șerif, tot așa da. Despre da. Ia că azi noi, pentru oamenii și nu suntem atractivi. Ies oamenii noștri, dar nu suntem atractivi. Nici la justiție, spui că la Chișinău, medicina e mai bună, infrastructura e mai bună. Nu, eu cred că după început războiul din Ucraina, eu cel puțin văd foarte des mașini cu numere transnistrieni prin Chișinău. Încă o dată, asta sunt mașini și ele, când era la dânsă Rastamoșca, mai ieftină. Crede-mă, asta era mai... Da, de la noi era jumătate de țară cu numere transnistrieni. Nu, de atât așa eu. Nu-mi plătesc impozitul, înțeleg. Ca să chitiva, mă, mai puțin. Da, 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 înțeleg da, asta. Nu. Deci astăzi eu consider că noi trebuie să ne așezăm cu oamenii din Transnistria. Și ca și din Găgăuzi le spun, băi, haideți să stabilim un număr de deputați pentru regiuni. Astăzi nu vreau să ne asum numărul, că o să fie 7 deputați. Trebuie de uitat, populația... Proporții de făcut. Da, de făcut o proporție. Le spun, băi, voi să aveți 7 mandate în Parlament din stânga Nistru. Fraților Găgăuzi, voi să aveți, de exemplu, 5 care le cerți din mult. Dar asta... Deci, și atașă poți să reintegrezi. Aha. Adică ca să nu luăm în seamă liderii de pe malul stâng, ori din Găgăuzia. Și oamenii că n-ați vadă că tu pe dânșă, că asta e o demonstrare de parteneria, de respect, știi? Adică cu omul trebuie de lucrat. Bun, la Comrat nu ne ducem liber, dar în stânga Nistrului cum? Cum vorbim acolo? Deci, că... eu vă asigur, cum oamenii, încă o dată oamenii, a să vadă o schimbare spre bine, aici la noi, e singur puteți să dea jos și să dea jos în 24 de ori, că n-ați dovedească să fugă nici unul, nici altul. Deci, noi azi nu le dăm cetățenilor, nu că le dăm o speranță, dar nu le dăm un plan. Voi băieți, haideți, vă rog, începem, voi să participați în viața politică din Republica Moldova. Nu cum i-a dușit, radă să minte. Ba, i-a dușit eu cu autobus pentru plahă. Da, 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 ei, cumva, da, mai ales în perioada lui socialiștilor, da. Erau aduși aici. Da. Dar chestia asta cu alocarea numărilor de deputați. Da, știu, să-mi spun să mă de federalizare. Exact. Nu dușea asta cumva spre un soi de federalizare. Ion, eu nu promovez nici federalizare, nici nefederalizare. Ion, pentru mine e important. Ne-ați dat întrebări clar. Și faci prima, zic, trebuie să obținem anticipate. Doi, da. Trebuie să reintegrăm țara. Deci trebuie. Astăzi, mai departe să mă uit la 5 plus 2. Dar e mort formatul, să e clar pentru toată lumea. El era mort că nu a fost creat. Corect. Și s-a terminat asta? Discuții. La Cricova. Poroșenko, când era din partea Ucrainei, a beneficiat clasarea unor dosare penale în Moldova, că el era din partea lor reprezentat. Că aici erau dosare, crede-mă, că Plahotniuc plânge cu tot cu Platon și cu Șor. Deci, noi trebuie să le dăm oamenilor ceva real. Nu poți să le spui la oameni, chiar că să facem, nu 5 plus 2, dar să facem 7 plus 4. Gata. Băi, oameni buni. Deci, reintegrarea țării trebuie să înceapă. Și deci, în 4 ani, credeți că e posibil asta? Dacă, da. Mergând după soluțiile dumneavoastră. Mergând în paralel, foarte important, trebuie câștigate prezidențiale. Și în paralel, deci foarte mult depinde și de Parlament și de guvernul care am spus, adică încă o dată. Dar iată, de ce insistați pe anticipat? Pentru că dacă ne uităm când se termină prezidențialele și când o să fie parlamentarele ordinare, nu e așa de mult timp. Adică... Bun, dar eu ca în afaceri, știți cum? Ia că închipuiți-vă că dumneavoastră mă întrebați același lucru. Când eu conducem un grup de companie, da, în afaceri, și, spre exemplu, nii ne arată în fiecare zi, și la securitate economică ne arată. Tak. Deci noi fiecare lună intrăm în minus cu 2 miliarde de lei. Deci eu ca om de afaceri, nici strașnic, ca ștornan de zile, a să-i schimbăm managementul la companie, că 2 miliarde de lei și într-un an de zile 20 de miliarde. Deci noi doar vedem că toate statisticile arată prost. În toate domenii. Domeniul social, economic. Noi astăzi avem realizări și nu guvernul sau parlamentul, sunt realizările personale a doamnei Maia Sandu în extern. Pe plan extern, da. Plan extern. Pe intern s-a ieșuat absolut totul. Și cel mai grav, că domnii în loc de să le dă în cap, e cumva îi protejează pe tăța ei. Nu o să le dă la toamnă. La toamnă o să le dă în cap, nu, cu reținut la asta fel. E, știi cum, e cu Vladimir Putin aici, e frat.
Deci Putin nu și-a dat nici un om de lui sub tank. Nu contează, că greșeau tare, foarte tare, oare era implicat în ceva grav. Cu excepția lui Prigojin. A? Cu excepția lui Prigojin. Nu, stai, că la noi prostă spunem că nu a făcut revoluție. Păi, mai, adică așa că, știi cum, dar nu, că, ascultă, din Andriuha tanchist, știi cum, Andriuha e ofșorșic, nu e tanchist, adică... Am înțeles ideea, da. Dar e să presupunem, să fac anticipate. În Parlament intră PAS-ul, da. PSRM-ul, da. Partidele Blocul Ușor și da. Partidul nostru, care o să aibă o fracțiune care se poate înclina balanța, fie spre o alianță cu PAS, fie spre o alianță cu Dodon, cu deputații lui Dodon Ușor. Ce o să fac partidul nostru? La Moscova, ori la Bruxelles, corect? Nu, dar ce o să fac în situația asta partidul nostru? Corect. Deci, după cum dumneavoastră puneți întrebarea și o puneți corect, care o întrebare simplu, voi te duci cu rușă, adică cu Șoș, cu Dodon, ori te duci cu europeni, corect? Corect. Poziția mea am spus-o și o repet încă o dată. Ion, eu cu Hoțomani nu pot merge, nevajna din ce partid, adică dacă sunt probi, oamenii au făcut mizerie în țară, minus. Eu încă o dată, eu nu m-am dus să negociez. Candidat unic, nu m-am dus, nu că singuriți, nu m-am dus șed la masă. La discuție, da, da. Șed la masă, nu că îți formez coaliție și măi. De asta eu propunerea mea v-am spus-o din start. Eu vreau un guvern din toți care vor să participe. Și un lucru foarte important. Spre exemplu, imaginați-vă că nu a intrat partidul lui Andrei Năstas. Da. Nu vreau niciun... Dar nu, ca oricare, exemplu, oricare partid, da. Oricare, da. Când, oricare partid care... 3-4%. Spuneți, vă rog, iată, PAS-ul a primit 63 de mandate, că peste 15% au fost redistribuite între dânși, socialiști, da, și așa ușor. Da, da, corect. Spuneți, vă rog, iată, noi eram și mai aproape de prag cu 4,2 de ori, dacă nu greșesc. Da, da, da. Deci asta ar însemna 4 deputați. Dar dacă era pragul 3, erau chiar 5, da, corect? Da, da, da. Așa. Spuneți, vă rog, era logic ca doamna președinte, domnul prim-ministru, să adune partidele toate extraparlamentare, nu numai că rușul a atacat Ucraina, cum a făcut-o Maia Sandu, de frică a făcut-o, nu știe ce se întâmplă și era... Eu cred că a procedat corect atunci. Încă o dată. Atunci a procedat corect. Numai că eu am spus, doamna președinte, haideți, vă rog, în așa format, să ne vedem odată când stabiliți dumneavoastră cu reprezentanța guvernului, parlamentului. Noi avem inițiative, avem și critici, noi și să fie live-uri pe Facebook, să facem content și mai departe. Noi avem propuneri. Eu atunci am venit cu o listă, tăți gândiu că mușii trag un referat acolo. Eu am venit, tak, doamna Sandu, am stabilit, vama din sudul țării, între punctul de trecere ucrainean și cel din Republica Moldova, stau blocați numai puțin de 3.000 de oameni, n-au viceuri, apă, încolo. Deci eu am venit la dumneei după 24 de ore, unii căzăm, unii instalăm viceuri, avem de la protestele contra lui. Deci haideți să discutăm, să colaborăm. Iar dumneavoastră a spus, da, foarte bună idee. Pe toate ideile care dumneavoastră le-ați numit, mă refer, idei de zavhoz, și am propus eu atunci, că erau cu refugiați, când cu refugiați, da, știi? Cum s-ar arăta lucrurile? O să fiți contactați de ministerile care astea? Da. Nu v-ați contactat de nimeni. Dar cel mai urât, dumnezeu eu promis. Băi, dacă... De ce promis numai atunci când e strașnic? O să zic, da, e o idee foarte bună, că trebuie să ne așezăm cu partidele extraparlamentare. Ia ca... Deci, poate iar m-am dus într-o parte. Ce vreau să vă spun? Partidele extraparlamentare care vor prezenta candidați pentru funcție de ministru, șef de agenție, secretar de stat, ei vor ajunge în funcțiile astea. Deci eu nici nu pun întrebarea cum o puneți dumneavoastră, că ia ca între PAS... Nu, dar oricum în Parlament știți cum, n-ai cum, ori alegi, o faci majoritate cu unii sau cu alții. Încă o dată, nu, dar de ce? Deci încă o dată, am spus, cu Hoțomani și cu bandiți nu merg, prima. Și o să condiționați ca partidele extraparlamentare să fie implicate în actul guvernării. Am înțeles. Și parlamentari și extraparlamentari. Deoarece, încă o dată spun, ia că eu am numit miniștri care i-am văzut buni de la PAS. De la PAS. Eu nu văd o problemă ca aceste persoane să fie în guvernul viitor.
Adică nu, nu mergem pe varianta, cine are mai mult deputat, cine mai puțin, și mai departe. Deci oamenii să-și demonstreze capacitățile. Și ea că atunci pe noi, în politică, prima dată după 30 de ani, pe bune în serios o să ne și cetățenii și a să fie un respect, în primul rând, față de țară și cetățean. Tu îți închipui că bun, că partidul nostru a fost votat atunci de, când am întrebat, de 60-70 de mii de oameni. Cu ce diferă a noștri, 60-70 de mii. Nu, toți cetățenii egali. Nu, dar cel mai grav că iau și aceleași probleme ca și care au votat pasul, socialiști și mai departe. Și ea că asta tot ar face o parte din reintegrarea țării, înțelegi? Adică ar veni... La noi toți polițienii vorbesc despre unitate națională, despre... Da. Diferența între mine și alți polițieni, ca și tăți care vorbesc, ei unii au fost la guvernare chiar câte 3 ori, sub diferite drapele politice. Noi n-am fost la guvernare, partidul nostru, niciodată. Noi n-am fost nici în Parlament, nici în guvern, nici în președinție. De asta, dumneavoastră puteți mă criticați și dacă ați trebuiască și foarte urât și foarte dur, dacă a să ajung și n-a să o fac. Dar din momentul când noi azi avem numai primari de țară, pe bune, spuneți vă rog, e o demonstrare că nici un primar din partea partidului nostru, nici într-un oraș nu a pierdut alegerile. Cu siguranță. Adică asta înseamnă că sunt oameni la locul lui. Trebuie să fie acolo. Eu n-am fost, dar presupun trebuie să fie rezultate. Că, dacă nu greșesc, de la orașul Râșcani, Florești, chiar 3 mandate au primarul dumneavoastră Florent. Nu, Florești, Râșcani, Cantimir, Drochi, Glodin. Ei stăți între 3-lea și unii între 4-lea. Râșcaniu între 4-lea, Cantimir între 4-lea mandat. Asta e normal. Adică și oamenii care câștigă aproape tăți din primul tur sau în primul eu 49,9. E clar că oamenii ăștia au mâncit de susținerea. Da, spuneți, vă rog, de ce să mă rușinez? Eu iată, nu mai vorbesc. Noi avem și primari de sate, cum ea, că doamna Valentina Șolomie, Mihai Col, Sângere. Deci avem primari de sate. Unii, ei dacă fac un vânt în copchii ăștia din Parlament de ONG-ești, nu rămân de ștufli de drăși. Adică tot oameni cu experiență foarte mare și din viață până a deveni primar, înțelegi? Dar la prezidențial, dacă ne mai oprim, vă amintiți promisiunile doamnei Maisandu din campania electorală și dacă vă amintiți de ele, iată, așa din memorie, câte au fost realizate din principalele sale promisiuni? Da. Deci, dumneavoastră a reușit doar pe plan extern și-a promis apropiere de UE și mai departe, chestiile astea toate le face. Și le face bine, numai că balvanii ăștia o tragă înapoi câteodată. Mi pare câteodată că e cu cât mai tare merge înainte, ăștia mai tare o prăjesc cu paialnea lampă, știi, ca să o dea jos. Și o fac aici din pas, nu o fac socialiști orișor. Dar dumneavoastră o criticați des pe Maia Sandu și majoritatea din pas. Nu des. Destul de des. Dar în același timp... atunci când... Bine, când, hai să spunem, după merite. Da. Dar în același timp eu nu văd ca ei să vă răspundă, să vă dea replici. Și nu credeți că asta ar putea să lese cuiva impresia că faceți jocul guvernării, chiar vă permit ca să-i criticați și ei permanent stacă? Sau cum explicați situația asta? Cum explicați asta cererea? Foarte simplu. Deci sunt o parte în pas care spune insistent, voi dă să-l tochim pe usate. Lilian Carp, pară trecut, voi dă să-l băgăm în sancțiunile europene. Și cineva îi spune, voi discreditez lista la așa, să-l bagi pe usate pentru și. Dar taman era războiul cu păcura, cu termoelectrica și cu gazul, cu spânul. Taman era, da, nu, că dă să-l băgăm, că ea, ca el, nu știu ce. Alții spun, voi, dar din dosare penale și spate. Deci ei au probleme cu mine la toate capitolele. Prima. Haideți așa. Au fost doar câteva război mediaci, care ei toate le-au pierdut. Primul. Războiul cu procurarea gazelor naturale. L-au pierdut? Da. Domnul Gros, cred, vă numi coloana 5. Nu, asta e cu gazul natural. Când ei și-au fost nebuiți de la 29 de lei să-l coboare la 18, că gata, ei nu puteau ține. Eu am demonstrat, ребята, este piață paralelă între 10 și 14 lei. A, pă da, noi am știut, dar nu știu ce, nu știu cum. Și am arătat și firmele care... Așa, războiul ăsta ei mi l-au pierdut. Războiul cu păcura la Chișinău, că nu a ieșit Grosul. Noi știm care turna Kremlinului i-a dat usate. Da, coloana 5-a. Hop, vin funcționare, ecologie, comisii parlamentare. A, și video, da, care le-ați arătat și spuneau că e vechi video. Da, e video din 2015 care ne l-a dat ruși pentru destabilizare. Da. Domnul Grosul a spus-o. Deci... Comisia parlamentară a stabilit că video e autentic, nu e din 2016, dar e de acum, ori până asta am sunat și tractoristul online, și tot țara, războiul ăsta l-a pierdut.
Stai și etrile, că asta e din protocolul lor, nu e din trenil. Deci ideea că, cu dosare penale. Plăhătniuc filat contra meșa primarilor noștri au folosit tot codul penal. Eu m-am văzut întrudând cu unii actuali și unii poși procurori, erau la un frigăruș și trecem pe culcum așa și zic, opa, așa e de brinat. Și erau și cei care ne-au distrus pe mine personal și astea. Zic, ei, și erau actuali. Și foștii vorbeau cu actuali, zic, ei, dar voi sunteți tare, nu le dus un cuvânt urât, dar în glumă. Dar ce? Zic, ei, voi înțelegeți că noi nu putem lăsa să-i facem niciun dosar, că voi contra lui ați folosit tot codul penal. Destabilizare mas, tentativ de lovitură de stat, omoruri la comandă, contrabend, și mai departe. Apropo, la mine nu a ajuns niciun dosar în judecată, Ion. Din tătea este care sucide în mine cu holding-uri. De ele mai multe erau pentru televizor. Nu, bun, nu mai multe, dar tătea. Și știi care e ideea? Și ține de procurori. Când l-a dat jos pe... Când Plahă a plecat din țară, ați zămin, primul procuror interimar Robu. Da. Faci comisii pe tătea dosarele de rezonanță. Nu, la mine, poniata, polițian. Так, прокурори, так, сейчас, как бы, поищит, здесь она, понятно. Короче, комиссия рекунуште, Амелиша примарь, ну, что ли, туате фабрикате. Ши, иди аста так, ну, а уши звезпоны... Прима. Дичь, он еще пуск классеза. Пляка робу вини стоя ногла. Стоя ногла, яр фарш комиссии пи тети досарли де резонанс. Так, яр комиссия, дичь, кой, ну, тети с левак. Ил инкит пи стоя ногла. Vine iar robul, iar tac și cu usată. Pe urmă vine munteanul, adică, Ion, cum să-i mai pornești la usată și ceva? Dar măcar verbal, nu neapărat din nu, verbal, eu de ce stacă? Tu nu știi, scandal la dânșul a fost, că eu m-am băgat într-o zi la un grup la dânșa, unde mai să dă îi zădăni unul la altul. L-am luat pe unul galben deoparte, la pivă și zic, ea n-arată și zic, nu, serios. Și ei arătau și ușideu în grosul. După istoria cu turnul Kremlinului care mi-a dat video. Dar care era ideea? Grosul a învățat temnicul pentru emisiune și când lui i-a dat update-ul, el dacă e speaker parlamentul, nici nu a citit update-ul, că se închidă gura și stacă de termolitic, că e procol. Și el s-a dus la tepe, o, pregătit cu tema, mă, знаем, ca bașnea Kremlia. Și că Anatolie Golea, mai crește o musteț, știi, că macul, astea de fericire. Și când îi spune, băi, чемодан, тут не возвод к... Те заянулаты. Короче, дупа залет урлест. Я говорю, хай тащем. Вы как будто усатый морт. Угу. Не жди генер, вы просто усатый игнор тотал. Дичирькам репеты. Че еще факут плохотнюк, он дом и пасть, причин с предыдущим медиахолдингом. Вы как будто усатый нишной экзистан Молдова. Адика, просто тот, адика игнор тотал. И мэр пи варианта аста. Ши... Păi un lucru urât, că nu contează, eu doar nu-i rog, ei nu răspund nici la propuneri, nici la critică, la nimic. Ei s-au închis, ei s-au consideră asta. Azi eu nu știu ce fac, înțelegi? Azi capitanii se înceapă arăta presa liberă la știri. Numai să-i fac o nunt cu Marina Tauber. Știi cum? Și atunci, că ei răspund numai ușor. Și Vania Ciban, și gata, la dâșia ca sunt două brigăți cu care ăsta Ricu Vodă iese la președinție de 6 ori pe zi, răspunde și lui Vania Ciban și lui Șor, înțelegi? Și azi numai pe nuntă cu Șor cumva, ca bă, să-i cu Șor, cu nuntă cu Tauber. Vedeți că Marina Tauber să nu aibă așteptări după emisiune. Nu, dar cu ce tot, nu-mi dire că azi, adică Chisul, e doar, nu ca ori și părintac, și eu, lor le convine existența lui Șor, lui Șelic Zind, Șor arată la rușchi luptă cu regimul Maiasanu, ei arată că apără parcursul european cu luptă cu bandiții lui Șor, știi? Cum asta? Dar asta nu e un lucru normal, adică, înțelegi, când și ce se întâmplă în mass media liberă și așa mai departe, eu ți-o spune... E, dar vă cheamă, pe la TV 8 ați fost recent da, invitat. Da, Ion. La Jurnal TV, cred da, că tot... Da, Ion, două ori pe an ne-mi vine rândul la TV 8 și două ori ne-mi vine la Jurnal. E adevărat, adică astea. Nu? Da, a? Atât s-a putut. Dar nu-ți bate joc, știu că chiar nici amușa să ne vreau dulce de vădanie și mă duc la Moldova 1, că acolo va fi niciodată n-am fost. Nici cât eram primar, am fost numai odată cu Năstaș, cu Dodon când protestam. De când sunteți în politică la Moldova 1? Da, da. Oh.
Nici o emisiune n-am avut. Nici una. Nu puține, nici una. A, atunci când fășesc protestele... Când am intrat, da, noi, da, cam cu desil, ne-am dus cu oameni. Mai mult v-ați cerut să intrați. Nu că am cerut, am intrat chiar mult, știi? Da, am înțeles. Erau cu mii de oameni în stradă, dar asta nu e un lucru normal. De acord? Eu, în general, dacă vorbim despre valori europene, da? Iată, uite, era în Bălți televiziunea BTV, cât eram primar. Deci când îți făcuia ca usate, controlează și mai departe. Deci, ultimii ani de activitate, eu am fost la televiziunea asta de multe ori mai puțin decât Andrei Năstas, Gligor și alții, adică, deși azi Moldova 1, că e televiziune totuși Național, de stat. De stat, da. Ion, spune-te rog frumos. E problemă să bazi în set cu o emisiune odată în oră pe săptămână. Și o numești? Час опозиции. Ora opoziției, da? Și română, ora opoziției. Da. Unii probleme, mă. Și-i stângi pojarul, nu. Da, altfel. Dar nu e vorba de pojar, dar eu cred că așa e și corect. Opoziția corect. Trebuie să aibă corect. Să, voce la televiziunea de stat. Deși astăzi, iată, spre exemplu, iată, imaginați, a venit partidul nostru la guvernare. Cecu, la opoziție. Da, să încerci și bunul să deschidă gura. Că s-au făcut, nu știu ce, în alegerile. Nu, asta și se înseamnă echilibrul puterilor. Da, înțelegi? Adică e un lucru normal. Monopolizarea asta? Deși să nu pui opoziția la curtea de conturi. Dar dacă tu nu-ți pui drugi, cum zic moldovenii, că ai mai șmecherească pe la întreprindere de stat, tu ai curtea de conturi la opoziție și multe alte instrumente. Ia că atunci e o viață. Dar iată, dacă vorbim acum de funcții și, mă rog, cine și unii se conducă, spre deosebire de perioada guvernării lui Plahotniuc, când spunea că statul e capturat, acum când PAS are toată puterea în țară, statul tot putem spune că e capturat? Sau e mai mult un soi de anarhie acum? Noi, eu nu sunt de acord nici cu cuvântul dictatură. Ia că când Șorș Dodon, regim mai asta. Băi, regim asta înseamnă nu mai trebuie să-ți mai soare de mult. Lichid, corect, corect. Totuși asta nu e regim, asta e la un fel de... De asta aș întreb, și e acum, dacă nu-i dictatură, nu-i, stat capturat, nu-i? Stat democratic oricum nu-i, păi nici nu-i discută cu după atât ce fac ei. Prima, Plahotniuc a musuit la televizor și zic, dar și așa-s pute, și așa-s pute. Și nu contează, că interzicerea televiziunilor, blocarea site-urilor, urmăriți blogeri, jurnaliști și așa mai departe. Deci, în judecăți fac și vor. La noi eu consider cazul anarhie. Eu deși spun că toți corupți care sunt, dar corupții eu am dire, noi ești mari, că ăștia mari de mult s-au luat la carandaș, tot de dânși. Ăștia mai mărânței, medii și mărânței. Asta e cel mai fidel electorat a PAS-ului. De atâta că nu se pricepă nică că la Plahotniuc era Ieralov, care numai Jădănașul s-a așezat cu calculatorul, cu șoturul, răb de vedere, care unii pe drum... Venit profitul. Da, da, da. Tak, judecători, asta vă spate, asta nu. Tak, procurori, asta vă spate, dar asta pentru... Deci era... Azi e o anarhie, unde aiștia, ei tăți așteptau ca să vie amuși la dâns, bat la ușă. O lună, a două, a trecut un an, a doua, și eu văd la noi, băi, nu, ăștia trebuie să rulească tot viața. Să zic, de ce? Dar e nică, nu se pricep. Noi ne facem combinațiile tăți și își fac așii care câștigă o băcat de pâine ilegală și pe dâns și pasă aranjează. Eu zic, cine trebuie nou nebun ca tine? Că tu îi faci două revoieni săveturi, ai strâns într-o zi mență, într-o două zi ai strâns cechiști. Și astea și, ca bărinat, nu ți spara, n-am tăcut rucăvăditel, că te-i nenujă. Pe noi ne aranjează ăștia care nu-ți pășe pânic. Dar dacă în atribuțiile președintelui țării ar intra prerogativa asta, Renato Usat e președinte, ar semna unde crede unirii cu România? Și atât intrați în istorie alături de Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza, reîntregitorul neamului românesc. Bun, iar că eu cunosc totul asta niciodată n-ai ascuns, că tu ești pentru valorile unioniste, așa? Da, da. Așa. Dar tu ești maledesc, asta măcar n-ai ascuns, tu n-ai făcut-o și oleg pro-rasistic, și oleg pro-european, și oleg... Așa. Ion, spune despre care decret prezidențial vorbești, netale? Că astăzi nimeni din actual liderii români și din viitori și din foști nu au vrut unirea cu Republica Moldova. Deci voi
tu mă crăiești din unioniști care vrei unirea de atâta, că așa consideri că trebuie să șibă. Nu de atâta, că acolo trebuie să mai gine cu jumătate din nord azi care nu vorbesc română, dar eu devenit unioniști. Dar ce? Zic, dar mă duc la așa acolo mai gine. Și m-am saturat și de filea, și de plăhie, și de oameni buni, de oameni răi. Хочу унири. Опортуниште. Хочу унири. Хочу унири. Скума и хочу унири, как то на фары де пынеш, буна зива, ну, шти ника, шти не румына. Короче, Рина, там нормально все. Ай, înțeles, да? Да, мак, рекуноск, ка и май бене, ка стау лукури май буни. Да, асташ, да, ши рекуноск. Орс четатян рекуноск. Кер шел май прорус ас рекуноск, ка румыни дау батай наинти. Дар инкодат. Nimeni nu a vrut. La noi unicul care a cunoscut Băsescu și tot după și o a recunoscut că a fost președinte. Ai văzut un discurs de la Băsescu? Hai, discurs, Ion. Este o chestie ireală, mult mai ireală decât dacă integrarea europeană, noi, că una să negociez, alta să realizez cerințele. Că aici la noi da, e ștanga da. Mare neașteaptă. Da, da, da. Deci această perspectivă poate să ai bloc, doar dacă vin rușii eu, Odessa și se aproape, atunci eu știu că este pregătit ceva și la președinții, și la București, ca gest de disperare. Știi cum? Dar la noi, как бы, nici o unire nu a fost în mirna vreme, știi? Da, în 1918 tot se distrama Imperiul Rus, era război da, civil adică în Imperiu și s-a dar eu unire. Totuși, eu sunt pentru suveranitate state independent. Eu, crede-mă, că astăzi, personal tu ca unionist și mulți alții. Voi știți pe care politician o să-l stimați? Pe cel care într-o zi o să scoată toată frica care o au azi în cap autoritățile române, ca noi într-o bună zi să ajungem să avem aceeași frontieră care astăzi o are Germania cu Elveția. Perfect. Înțelegi? Irlanda din nord cu Irlanda. Da, corect. Dar pentru asta noi trebuie să terminăm cu torbii judecăți, cu curcani prăjiți vincolo, coleac de spirt, coleac de țigări. Adică este un oraș în țară, foarte cunoscut, nu departe de Chișinău, unde se produceau țigări pentru contrabas, de când au dispărut Uniunea Sovietică, de atunci produc țigări. Și până în ziua de azi, cei mai mari cantitate, mai ales cei ce-ți duci în Transnistria, adică și asta tot spre și despre asta să știi, crede-mă, și nu doar în București. Și noi până azi terminăm cu istoriile astea, că astăzi noi prezentăm pericol pentru orice stat european. Nu vorbesc cam numai de România, știi, ca scoatem. Da, da, deci da. Asta nu e chestie reală. Deci, și aici este vorba nu doar despre armonizarea legislației, înțelegi? Că la noi știi cum prețurile cumva se armonizează, dar și toate salariile și pensiile la oameni și nu. De asta eu nu cred în această idee, dar eu stimez toate opinii care sunt în țară și să astea. Că oricum, noi avem doi vecini, Ucraina și România. Și noi, corect. În primul rând, trebuie să avem relații corecte cu vecinii. Dar în același timp, eu n-ați permit ucrainienilor să șteargă ciorile din noi, cum au făcut-o, spre exemplu, combinația cu Ceaus. Că eu dacă eram șef de stat, era, crede-mă, azi o poveste foarte gravă, înțelegi? Da, băieți, cei erau la lucru, ei sunt ofițeri, nu erau bandiți, dar s-au demonstrat și ei și-au spus eu peste vă trebuie, băi, tășesc cu ieșit Valera Pașanu și Nicta, cu Sante, asta au făcut-o fost bău ca diversie și tu, bagi, o ieșit, ai văzut, razul cu, da, 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 cu colegilor din Ucraina, o dat și numele și pașapoarele și datele secrete și deci în fine. Nu se poate așa. Adică dacă, adică ei veneau, băi, trebuie să facem un corupționer. Eu găsăm soluția fără ca să ne împurte pici prin Chișinău. Se poate și legal, adică. Da. E, astfel de operațiuni. Ei știi cum chiar, polnăstiu cred că nu. Dar mai corect. Da. Dar sigur nu așa cum s-a făcut cu profesorii turci. Hai pe bune, știi cum, adică. Nu, fiecare guvernare intră cumva în istoria cu obiectul da. De asta. De asta știi cum, aici trebuie respect reciproc. Eu văd respect reciproc, eu îi dau bătaie înainte. Înțelegi că Dumnezeu ne-a dat suverenitatea, dar ne-a dat și vecine. Știi cum, pe lângă independență suverenitate, cu care în primul rând trebuie să fie tot cu plus. Da, și la final vă întreb despre hobby-uri. Nu știu, lumea știe despre Renato Usatăi, în afară de faptul că e politician, cred că două lucruri. Da. Că îi place scânte, așa. La karaoke, da. Și pescuitul. Da. Care prevalează mai mult? Care e mai important pentru Renato Usatăi? Ion, la mine, știi cum, cântatul ăsta e, știi cum, pe situație, cum să-l spun. Dar de mic copil pescuitul sunt obsedat asta. O știu prieteni din copilul părinți, știi, să am la 5-6 ani ușor, când noi ajungem
la pedale, că era bicicleta așa, cu ramă, cum îi ziceam pe atunci, și o împingem 5-6 km, când nu putem să mergem pe dânsa, dar trebuie să impun sculele, să acupești, știi, și o tărâiem. Deci eu de mic copil sunt obsedat cu pescuitul, mai târziu cu vânătoarea, știi, da, ultimii 8 ani, vânătoarea clasică, numai la gâscă, vânătoarea, știu ce înseamnă asta, e una din cele mai grele, dar și e mai interesantă vânătoarea. Scobori gâscă la 3-4 km, la 50 de metri, trebuie să ai talent, știi. Deci o iei din ocol. O iei din ocol, mai repede. Nu, încă o dată. Știi cum? Deci fiecare are zărea lui. Cineva, hai să-i spunem așa. Cineva, spre exemplu, se liniștește că îți duci și bea o bacă de rachiu și pe urmă și de femeie cu sapă. Din păcate sunt. Din păcate sunt. Da. Altul idee cu drogurile. E, vă spun ceva necunoscut, cunoscut. A treilea e cu ștelile. Înțelegi? Că uite, la noi Voronin, spre exemplu. Ia că deda colecționam mașinile retro, da? Da, era da, mașinile da. Lui. Там și vânătoare la țiganca. Tot, ține cât puteri, spune eu, ca să confirmi, și țiganca. Mihai Gimpo și fost cu elicopterul, da, era ta da, pădurea. Da. Așa. Maia Sandu la noi hiking. Moldovenii nu știu hiking, știu, umblat pedeal. Umblat pedealuri, как бы, să liniștești femeia, știi? Dodon strânge culoare. Eu în echipă într-o zi, când să întreb noi la dânsă cu niște percheziții sănătoși, ca să-i vedem pitățanii, știi, acum de ele trebuie să șadă. Asta ea. Deci, dar mie îmi place pescuitul. Și plus, dacă îmi place pescuitul, eu în Republica Moldova nu pescuiesc de foarte mulți ani, dar eu nu pot merge la bălți private. Dar la noi sălbatici ele practic nu există. Cel puțin bălți sălbatici. Da, lacurile sunt privatizate cam. Da, știi? Adică, las, te duci la prut, trebuie să faci permis la granișieri și așa mai departe. Adică, de asta eu pescuiesc în afară țări, dar eu în toate orașele, panul ăsta unde avem primari și unde avem lacuri municipale, care și eu, la toți primarii noștri, primul primarii noștri în 2015, lacul din Fărlești, din orașul Droche, un lac frumos, fantastic, știi? Lacul Orășănești Bălț, deci nu s-a dat niciunul în arendă, adică bravo, știi? Și azi am popularizat, adică popularizez pescuitul, că este o formă foarte sănătoasă de sport, înțelegi? Mai ales cu pescuitul sportiv. Eu îmi prind acolo, ceva ne-am luat acasă, restul, ca bă, am făcut poze și i-am dat drumul. Deci fiecare, deci eu iubesc pescuitul, de asta și acum la cu Ghidghici, chiar azi dimineața am dat câteva toni de crab mare și m-am înțeles că balta e în arendă. Pentru mine a fost o surpriză, n-am știut că la cu Ghidghici în arendă e dat. Dar el numai că nu și unul din cele mai mari, rezervoare așa de apă dulce. Rezervoare strategic, ok. Deși în arendă m-am înțeles cu băieții la care în arendă, zic, băi, hai eu vă aduc o tonă jumate, două de pești, pe urmă vă ajut la toamnă cu mâncarea, pentru dați-mi voi la oameni simplu, căruci, zvii să pescuiască gratis, clădând și pescuitul e cu plat. Și am dat drumul special la pești mare, știi, că... Și până și perioada o să fie pescuit. M-am înțeles de 1 iulie până 1 august, o luni de zile să văd. Sper că n-ați aerească, n-ați vii cu facele, că la noi știi cum e. Astea, de asta fiecare e cu hobby-ul lui. Și eu când, pur și simplu, eu în comparație cu alți policieni nu ne-am ascuns hobby-urile. Că dodon culeașele în groapă. Dacă nu scotie cineva video atunci, asta ia cu locul aveți și băi secret până ziua de azi, știi cum? Asta e. Eu când pun câte o poză în video, cu usată, uitați-vă la pește. Ребята, dar care e problema? Și, adică usată e timp de lucru la pește. Ori, Politicienii tot sunt oameni, tot au hobby-uri, adică fiecare, da, înțelegi? E ceva normal, eu nu văd în asta o problemă. Pur și simplu oamenii, știi cum, că, da, eu nu înțeleg altceva, cum Maia Sandu de 4 ori în rând cu diaspora. Înseamnă că tu ești prezident bezdelnic și n-ai probleme. Președintele trebuie să treacă vam în 2 minute. Încă o dată, dacă ești președinte, care hotărăște întrebări? Da, să faci selfie, stai în rând cu oameni, borghie și mai departe. Eu când eram priată, eu mă sufăr foarte mult. Aveam pașaport de serviciu și ca primar de Bălți. Îi dădem bătaie aici cu mașină, ras din Iași, adică eu mă mișc foarte repede. Iată, eu deși ies acolo la tine, am ușa mucină cu un ambasador și după asta mai mânc un live. Și încă o întâlniști la 2 de noapte, plec în România, îți văd niște obiect de construcție. Știi? Adică, pentru mine statul în vamă e problemă. Dar eu asta stau în rând cu oamenii, dar dacă ești în funcție, ai pașaport diplomatic, ori pașaport, tu arată rezultate, nu fă tu cu oameni selfie. Oamenii așteaptă prețuri, salarii, pensii. Am înțeles.
Domnule Usatăi, eu vă mulțumesc pentru discuții și în perspectiva liderilor prezidențiale o să ne mai vedem. Deja o să prezentați și propriile promisiuni, ca pe viitor să le vedem câte o să le îndepliniți și câte nu. Vă mulțumesc pentru discuții. Și eu vă mulțumesc, ne vedem. Și vă La revedere.